Bun găsit la o ediție specială de Paște. Invitatul meu este primarul municipiului Galați, domnul Ionuț Pocheanu. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună seara, bine ne-am regăsit. S-a trecut ceva vreme de când... Știu că aveți multă treabă și de aceea mă bucur că ați venit în platoul nostru. Aș vrea să începem cu partea care e cea mai fierbinte, cea mai discutată în ultima vreme. Ce face primăria în lupta cu COVID-19? Să o luăm ușor, etapizat. Știu că sunt multe de zis, nu o să abordăm toate subiectele în această emisiune. Aș vrea să fie și o emisiune ușor de Paște, dar, mă rog. Din păcate, anul acesta pare că Paștele nu o să fie ceea ce am cunoscut cu toții până acum. Din păcate. Dar sperăm, am încredere că această perioadă, într-un viitor extrem de apropiat, va trece. Ne vom uita peste ani de zile ca la un moment de cumpănă, poate, sau în modul nostru de a... sau ca un vis urât, în modul nostru de a vedea lucrurile. Poate pentru unii dintre noi și pentru anumite protocoale medicale și nu doar medicale, va însemna un moment de cotitură totală, pentru că sigur se vor rescrie modul de abordare a anumitor probleme, modul de a vedea lucrurile când vine vorba de o situație de genul acesta, pentru că vedeți dumneavoastră, de mai bine de 100 de ani planeta noastră nu s-a mai lovit de o astfel de situație și atunci nu vreau să intru în sintagma aceea că autoritățile au fost luate pe nepregătite, dar toată lumea a fost luată nepregătită. Eu mereu am dat exemplu celorlalte țări cu mult mai dezvoltate și cu o putere economică mult peste ceea ce are România în momentul de față. Și dacă o țară precum America, China, Germania, Anglia, Franța și putem continua, s-au declarat sau vedem ce probleme au în momentul de față, atunci dacă facem comparație, cred că stăm destul de binișor. Sunteți optimist? Da, la urmă nici altă soluție nu avem, dar da, cred că va trece această perioadă. Sper din tot sufletul cu cât mai puține pierderi de vieți omenești. Da, asta ne dorim cu toții. Haideți să vedem ce faceți pentru cei care sunt în prima linie. Mă refer aici la personalul medical, asistenți medici și ce mai înseamnă prin spitale, oameni care unii au solicitat sprijin de la primărie, de la autorități, dar vorbesc despre primărie. Noi puneți la dispoziție, știu, un spațiu în care să mergem, să nu mai plecăm de la serviciul în familie, existând riscul de a-i contamina. Cât ați reușit să faceți pentru ei? Cred că, sper să nu greșesc, dar cred că județul Galați, mă refer aici la autoritățile locale, primăria și Consiliul Județean, cred că au fost printre primele, dacă nu cumva chiar primele, care au luat genul acesta de măsuri sau au oferit un serviciu de genul acesta de cazare sau de carantinare. Carantinare, cred că e greșit spus, de izolare de familie a medicilor. Am pus la dispoziție condiții bune spre foarte bune. Toate hotelurile de 3-4 stele din Galați am făcut contract cu ele. O parte din ele am făcut noi la primărie, o altă parte s-a ocupat Consiliul Județean. Tocmai pentru ca acești medici, care, așa cum ați spus bine și dumneavoastră, se află în linia întâi, pentru cei care nu vor să-și pună în pericol familia. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nici nu știi cum îl contactezi până la urmă. Pentru că o bâșbâială mai mare, inclusiv de la nivelul marilor specialiști, eu n-am întâlnit până acum. Și dacă îmi permiteți, o să revin asupra subiectului ăsta, pentru că acum vorbească nu neapărat primarul, ci cetățeanul Ionuț Pocheanu. Revenind totuși la medici, de mai bine de 2 săptămâni de zile, spre 3 cred că de acum, au posibilitatea de a se caza în regim hotelier pentru a nu mai ajunge acasă, așa cum am spus, să-și pună în pericol familia. Mi s-a părut un minim gest
pe care îl putem face pentru aceste persoane. Din câte am văzut, dacă în prima săptămână, să știți că a fost nu neapărat privit cu reticență serviciul pus la dispoziție, dar nu prea s-au înghesuit. Imediat după când au început să apară cazurile printre colegi de-ai dumnealor, pe la ambulanță, pe la spitalul militar, atunci, într-adevăr, am avut un boom de cereri și, ba mai mult de atât, a mai trebuit să facem contract cu încă un spital, cu încă un hotel. Deci, practic, acum dumneavoastră sunteți în posibilitatea de a... Cu patru hoteluri, cred că avem contract în momentul de față. De a oferi condiții de cazare. Cu masă, cu absolut tot. Deci nu aveți un număr limitat sau să spunem v-ați gândit la... Nu avem. Noi am făcut estimarea în funcție de solicitările, presolicitările primite de la spitale. Am trimis la spitalul de copii, spitalele aflate în subordinea primăriei, maternitate și psihiatrie, în funcție de numărul indicat de medici ce ar dori un astfel de serviciu. Am făcut și noi contractele. Ulterior ne-au venit și am preluat inclusiv spitalul CFR și pe cei de la ambulanță. Iar acum ultimii pe care i-am preluat sunt asistentele și celălalt tip de asistentele, de fapt, care au fost trimise acolo, e chiar linia frontului, la căminul particular de bătrâni, Sfântul Ilie. Au solicitat și dumnealor... Acolo e situația mai delicată, mai tristă. Da, așa este. Cu multe comorbidități. Sperăm din tot sufletul să depășim momentul. Vom vedea. E greu de spus în momentul de față. Bine, măcar că veniți cu un astfel de serviciu până la urmă pentru acești oameni, pentru că am văzut în alte localități, în alte județe, acolo s-au mișcat lucrurile mai greu. Și oamenii chiar spuneau, dom'le, dați-mi undeva să locuiesc, nu vreau, eu rămân în baricade, dar să pot să merg undeva să mă odihnesc. La Galați, să știți că autoritățile, dincolo de micile inadvertențe, micile orgolii și de uneori micile jocuri politice, cel puțin așa le interpretăm unii dintre noi, să știți că conlucrează bine spre foarte bine. Suntem unul dintre, cred că, județele cu ghilimele de rigoare fericite din punctul ăsta de vedere. Mă bucur că la conducerea unor astfel de instituții sunt oameni cu care se poate comunica. Important este comunicarea, pentru că colaborarea. Da. Văd în permanență încercarea aceasta de a-i opune pe tibie, de a-l pune pe celălalt, de a-i da șah, de a-l pune într-o imagine mai puțin plăcută. Și din păcate, atunci când faci gesturile astea, te joci cu viețile oamenilor. Corect. Deci nu pot să... Din fericire, zic eu că aici, la Galați, sunt... Era vorba să achiziționați aparat de un PCR. Exact. În ce stadiu? Mai bine de 3 săptămâni, aproape o lună de acum, de când a trecut alocarea de fonduri pentru spitalul de copii, acolo unde există o specialiști necesari pentru a putea folosi un astfel de aparat, pentru că degeaba îl luam și îl duceam la, nu știu, la psihiatrie, acolo unde nu neapărat că nu sunt specialiști. Dar cu siguranță se ocupă de alt tip de... Sigur, trebuie oameni dedicați pentru acel aparat, corect. Săptămâna viitoare va ajunge primul PCR, pentru că vor fi două la spitalul de copii. Primul PCR, care va fi unul încomodat, hai să-i spunem așa, de împrumut. Da. Un PCR foarte bun, care nu ne va costa nimic și... Avem garanția producătorului că undeva până la sfârșitul lunii acesteia, într-o săptămână maxim două, va veni și cel achiziționat de spitalul de copii cu o capacitate de 250 de teste în 24 de ore. E un aparat de testare mare, nu știu dacă e, și nu cred că e cel mai mare din România, dar oricum este printre cele mari pe care România le va avea la dispoziție. V-ați asigurat că vor fi destule teste? Pentru că... În prețul de achiziție, din câte înțeleg, ca și primă tranșă, există 2000 de kituri deja incluse în prețul de achiziție. Aparatul achiziționat de către spitalul de copii este open source, să-i spunem așa.
ceea ce înseamnă că nu este legat de un anumit producător de kituri. El va putea funcționa cu orice fel de... Va fi mai ușor să luați. E mult mai ușor în momentul de față decât să fii dependent de un singur producător care poate avea pe stoc sau nu, sau care poate avea o solicitare foarte mare. Cu acest tip de aparat te vei putea duce pe piață de a căuta kituri de pentru... Știu că era vorba de achiziția unor sisteme, un tunel, mă rog, de dezinfecție. Cum stați cu subiectul ăsta? Ați adus, veți aduce? Unde? Sunt două pe care le-am primit ca și donație. Unul e montat la... Primul, de fapt, care a venit, e montat la Spitalul Județean. L-am dat celor de la Spitalul Județean pentru că erau mai expuși, să-i spunem așa, decât... Iar al doilea va fi montat la Spitalul de Copii. Pentru restul suntem în procedură în momentul de... Adică mai vreți să mai aduceți? Am vrea să montăm și intrările în piețe cu astfel de tuneluri de dezinfecție. Și nu doar, așteptăm... Din păcate, toată lumea s-a aștepta atunci când a ieșit și ai spus, domnule, am alocat banii, a doua zi să apar. Vedeți dumneavoastră, pentru niște banale mașini sunt... Da. Situații în care aștepți de la câteva săptămâni sau câteva zile până la 6 luni, poate chiar un an, în funcție de ce mașină dorești, cu ce dotările vrei. Acum, trecând în zona asta medicală, vedeți că o criză, cine ar fi crezut vreodată că până acum toată lumea se bătea să mai vândă câte un aparat de orice natură, nimeni n-ar fi crezut că vom ajunge la o criză de aparate destinate actului medical. Pentru că e o cerere mondială, nici măcar europeană, vorbim mondială, da? Aceste 14 aparate de ventilat artificiale, cu siguranță nu puteau fi produse, nimeni nu le avea pe stoc, ce a fost pe stoc să vânduse deja absolut tot. În 2-3 săptămâni de zile ajung și ele, slavă cerului că până în momentul de față nu a fost nevoie de ele, da? Adică de un surplus. A stabilit unde le repartizați? Da, ele vor fi repartizate spitalului de copii. Ele pot fi folosite nu doar pentru copii, pentru că o parte din ele sunt de așa natură încât să fie folosite și pentru copii, dar pot fi folosite și pentru adulți. Pentru copii e nevoie de un volum de aer mai mic, corect, de o frecvență, de o forță cu care îți împinge aerul în plămâni mult mai mică decât la... Deci ele merg adaptate și atunci... Exact. Aveți certitudinea că ajung acum, deci vă întreb că s-au văzut cazuri în alte țări, ce-i drept, când se așteptau... Contractul e ferm, producătorul înțeleg că e unul extrem de serios, Spitalul de Copii are istoric cu furnizorul, prin urmare eu nu merg decât pe ceea ce mi se comunică și mie de la managementul Spitalului Sfântul Ioan de Copii. Dacă dumnealor sunt încrezători, nu văd de ce eu aș fi... Dacă se va întâmpla altfel, vom vedea, ne vom replia și vom vedea. Nu, au mai fost cazuri în care transport a fost, cumva zic, deturnat, adică s-a supralicitat și a plecat în altă parte. Bun, cum stăm cu spațiile de carantină, cei care, adică destinate celor care vin de afară, din zonele roșii? A fost o perioadă în care nu trecea ziua, în care să nu mai înființăm încă unul. Aici discuțiile sunt ample, dacă vreți. Sunt în momentul de față peste 450 de persoane aflate în carantină. Au început mare parte din cei care au fost carantinați acum 2-3 săptămâni de zile să părăsească și atunci presiunea de a crea noi spații de carantinare a scăzut foarte, foarte mare. Foarte mult, scuze. Noi zicem că ne-am îndeplinit datoria. Acum, evident că există discuții. Unii erau obișnuiți cu un anumit standard de viață, de hrană, de... Din păcate, sau din fericire, depinde cum încercăm să vedem lucrurile. Zic eu că ne-am acoperit de atribuții. Zilnic să servesc 3 mese sau livrăm 3 mese pe zi. Am auzit, bacă, e mâncarea rece,
ba că erau obișnuiți să mănânce nu știu ce la niște restaurante. Hai să fim serioși, acum văd eu, sunt niște chestii care, nu știu, frizează bunul simț. Dom'le, am văzut pe o rețea de socializare, un carantinat își filma mâncarea. Era practic o bucată destul de mare de ceafă de porc și cartofi prăjiți. Și uite, domne, ce cartofi, ce fel arată cartofi ăștia. Adică niște pretenții, zic eu, exagerate. Și mai este o treabă. Am să intru... Dom'le, ai venit, nu, discutam și cu alți colegi. Dom'le, ți s-a spus, ți s-a recomandat să nu vii în țară pentru că îți poți îmbolnăvi familie, exact. Și tot așa. Bun, ai venit în țară, te-am primit, îți oferim ceea ce avem. Adică ți asum faptul să stai în carantină într-un spațiu mai mare, mai mic sau cum o fi? Singurul lucru pe care aș vrea și fac un apel, nu știu dacă vor urmări emisiunea cei carantinați, să ne anunțe că nu doresc mâncare pentru că sunt o parte din ei, da, cărora familiile le aduc, le lasă în, da, fața căminului sau, da, a locației. Ei vin și își iau mâncarea de acolo. Există și posibilitatea asta. Dar, în cazul acesta, vă rog eu frumos, e o risipă. Luăm sute de kilograme de mâncare pe care o aruncăm. Nu se ating de ea. Ori o iau până în cameră și ulterior o găsim în coșurile de gunoi, ori nici măcar nu mai coboară pentru, da, a-și o prelua, mâncarea asta ar putea ajunge. Sunt în continuare extrem de mulți oameni aflați într-o situație nu tocmai corectă, nu tocmai bună. Dom'le, dacă tot nu ai de gând, am înțeles că e dreptul tău, dar nu abuza de el. Gândește-te că din banii pe care i-am alocat și oamenii pe care se ocupă de gătirea acestor mese, am fi putut face și pentru alții care poate că nu au posibilitățile financiare, la fel ca unora care se află în carantină. Corect. Asta ați dat și anul trecut și anii trecuți, de fapt, de Paște, persoanelor cu situații delicate le-ați oferit câte ceva. Ei, acum îi privați pe aia, cumva, se spune, adică să mori privați. Da, bun, acum avem acele etichete cadou de Paști care vor ajunge până vineri la aceste persoane, cu care își pot cumpăra doar alimente, nu pot fi folosite la nimic altceva, iar băutura nu, în cazul de față, nu e considerat aliment, nici măcar berea nu e considerată. Că vinul roșu, ce e mai bun, știu că berea intrase în categoria alimentelor, dar în cazul de față nu vorbim de așa ceva, ar trebui să fim cu toții mai responsabili. Și un alt aspect pe care vreau să-l reliefez, să știți că sunt și oameni super ok în marea lor majoritate, chiar sunt niște oameni care, surprinzător sau nu, să știți că o mare parte din carantinați, știu că pe televizor se vorbește în continuare sau vedem pe zona asta de online, domnule, ne-au venit specialiștii cu ghilimele de rigoare. E surprinzător să știți că o mare parte dintre ei chiar sunt specialiști care au lucrat în Spania sau în Italia. Până în ultimul moment, atunci când autoritățile din Spania, din Anglia, din Italia au luat anumite decizii, ei nu mai aveau de ce să stea pentru că efectiv contractele, nu neapărat de muncă, ci mulți erau pe contracte de colaborare sau erau pe termene limitate, da? Efectiv specialiști, da? Și care au înțeles, au venit în colonați fără nicio problemă și s-au carantinat, evident, trebuind să suporte pe aia puțin pe care i-am văzut. Unul nu-i place ceafa, că era obișnuit cu foie gras, celălalt mânca doar vită, Kobe și eu știu, adică, ce mai servea, dar să știți că sunt marea majoritate, să știți că nu sunt cei pe care îi promovăm, cu ghilimele de rigoare, pentru că îi facem... Da, s-a tot spus, domnule, au venit hoții de buzunare, cercetorii, ca așa s-a spus, români plecați... Chiar foarte mulți, au venit familii întregi, familii foarte ok, oameni cu care ne-am înțeles foarte bine, care n-au creat niciun fel de probleme, dar ca paranteză, pentru că cele mai multe probleme pare că le-am avut de la da, cu cei, da, carantinați, da, poate că e și cea mai mare locație pe care o avem. Eu am realizat un lucru, că ori au uitat mare parte dintre ei cum e viața de cămin,
Ori n-au făcut o facultate. Păi dacă mi-aduc aminte, eu știu care sunt condițiile din și sunt unele foarte bune. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă am fi avut pe vremea când am făcut și o facultate acum 20 de ani, condițiile alea, credeți-mă pe cuvânt... Mai făceați o facultate? Da, și nu știu dacă neapărat dacă mai făceam, dar cu siguranță ar fi fost bătaia de pe lume să ajungi să ai bine, acolo camera. Bine, oamenii sunt pretențioși, n-au ce faci, probabil să-și plictisesc, hai să mai facem o mărgică, mai punem un video pe o rețea de socializare. Știi ce n-am văzut pe rețele? Ce aici poate că e mai și mai bine, poate că nici n-ar trebui să spun. Numărul impresionant de sticle de băutură pe care le puteți găsi. Păi le-ați găsit la deșeuri. Pubele. Păi le-ați găsit la deșeuri, s-au văzut, da. Adică, să mă ierte Dumnezeu. Bun, știu că e plictiseală mare, știu că nu ai ceva, dar noi nu ducem băuturi. Păi le aduc cei de acasă, cum spuneați noastră. Noi nu le ducem băuturi. Le aduc în sacoș și noi bea și el un pahar de sau două sau trei. Sau pare două, că sunt destul de multe. Păi lucru bun, să puteți. Deci, ori fi aflat că virusul ăsta se sperie. Da, e nevoie de și de o dezinfecție interioară. Și atunci să... Da, păi asta e. Vor băutură, vor, adică și condiții foarte bune. Adică nu merge, că nu ești la bol inclusiv sau nu știu unde. Bun, da, sunt niște situații și o situație de urgență mai puțin plăcută în care, ferească Dumnezeu, nu ne-am dorit niciodată să ajungem și în momentul de față manageriem problema în limitele spațiilor pe care le avem, dar credeți-mă, am văzut și în alte zone și în alte județe. Da. La noi chiar e nu bine, e foarte bine. Să fie și în continuare bun. Mai aveți câteva acțiuni de dezinfecția străzilor, trotuarelor. Așa este. Da. Acționăm. Sunt două acțiuni. Și bine, mulțumesc că mi-ați ridicat minge la file. Am văzut de fiecare dată când am anunțat pe Facebook că urmează sau am postat fotografii de la fața locului din momentul realizării dezinfecției. Toată lumea, domnule, terminați cu prostire că la mine a venit până în fața scării și s-a oprit și n-a intrat. Ar trebui, am mai făcut-o și eu o va mai face încă o dată, această delimitare sau eu să dau o explicație cetățenilor. Sunt două tipuri de acțiuni de dezinfecție. Este cea făcută de Ecosal, la nivelul solului, pe domeniul public, care, într-adevăr, se întinde până la ușa de la scara blocului. Corect. Da? Și acolo se finalizează. Și există un al doilea tip de dezinfecție în interiorul scării de bloc, care înseamnă dezinfecția spațiilor comune și acolo unde există lift de sus până jos, de la orice etaj care are 11, 10, 7, 8 etaje până la parter. Și asta este una separată, cu echipe ce merg de pe o zonă pe alta. Dar la mine când ajunge? Păi, că tot vine acum Paștele și în marea majoritate s-au apucat, cred că, de făcut curățenie. Să-mi fie cu iertare. Eu nu știu, și la mama când locuiam, s-a apucat mama dintr-o cameră, trecea în următoarea, bucătărie, ieșea pe hol. Și după aia... Aici că v-ați vorbit de mama dumneavoastră. O curiozitate așa. Mama dumneavoastră locuiește în Mazepa? Nu. Că am auzit, nu vreau să dezvoltăm, că da. S-a pus niște, nu știu, Garviu sau nu știu, da. Gărduși. Mama n-a locuit niciodată în Mazepa. Eu, împreună cu familia, tata și mama, m-am născut în Micro 38. Mai exact la Y2, de acolo la vârsta de 5 ani jumătate, 6, ne-am mutat în Țiglina, acolo unde mama locuiește în continuare. Da. Deci a spus greșit Garviu, Mazepa. Da, n-am știut. Am umblat după mama prin oraș și am văzut-o prin Mazepa și am dedus că acolo locuiește. Acum se închide în paranteza. Da, din păcate, vedeți dumneavoastră, atacurile astea politice din partea unor oameni care se descalifică singur prin tot ceea ce postează și prin toate minciunile pe care le aruncă în spațiu public, mai devreme sau mai târziu cred că vor fi taxate de către cetățeni sau de ce nu, inclusiv de instituțiile abilitate. Bun, revenim la ceea ce spuneați că e Paștele și că oamenii ar trebui să-și facă și un pic de curățenie
la ei în față acolo. Și eu cred că ar trebui să începem cu curățenia în suflet, pentru că, sincer, în perioada asta am văzut și oameni de la care nu mă așteptam să aibă niște suflete frumoase și deschise să vină în întâmpinarea sau să încerce să ne ajute, da? Pentru că, din păcate, o spun, toată presiunea a căzut pe umerii autorităților locale. De la București n-a venit absolut nimic. Dar absolut nimic. Au venit acum două săptămâni jumate. Nu, vă spun ce au venit. Au venit acum două săptămâni jumate de la Ministerul Sănătate. Da. De la Ministerul Sănătății au venit 900 de măști care au trebuit împărțite la toate... Deci au venit. Da, au venit, într-adevăr. Suficiente pentru Galați. Așa este. Da. În rest, aparatură, dotări, consumabile, absolut tot a fost lăsat pe umerii autorităților locale. Nimeni și sponsorizările care s-au mai realizat, pentru care le mulțumim încă o dată, le mulțumesc atât în numele municipalității, cât și în numele medicilor și a cetățenilor, celor care s-au gândit să facă un gest într-o situație mai puțin plăcută pentru țara noastră. Din păcate mie mi se pare că mă simt abandonat față de ceea ce ar trebui să facă guvernul în momentul de față. Efectiv abandonat. Și din păcate, pentru că se arată neputința la nivel local, fac o paranteză, m-ați mai văzut în ultima perioadă, cred că cu niște ieșiri politice cu care lumea nu a fost obișnuită până acum, dar este strigător la cer să vezi că cei care ar trebui să facă și să te ajute sau măcar să nu te încurce nu fac ceea ce trebuie. În schimb, pe plan local sau la nivel național și-au găsit niște trâmbițe și aceștia care fac parte dintr-un anumit partid politic, dar nu poți să stai în spatele calculatorului și în permanență să-ți miroase absolut orice. Păi da, e plictiseală. Nu ai ce faci în casă, stai la o tastatură. Păi da, măcar dacă nu participi, nu încurca. Păi fiecare aici depinde. Aici, la asta mă refeream când am spus eu de mizeria sufletească. Poate cine știe acum cu slujbele de Paști, poate să mai uit, apropo, TV Galațiu transmite în direct toate slujbele și... Mă bucur, că... Astfel încât noi încercăm să ajungem în casele oamenilor, pentru ca oamenii să stea acasă, că e greu, dacă ies pe stradă, e problemă. Sunt de revenind la partea curățenia, foarte scurt, la mine o remarcă, la mine la bloc, oamenii n-au așteptat să vină cineva de undeva să le dea cu clor în scară. Pur și simplu, cei mai tineri au pus la ușile celor mai în vârstă câte un prosopel, litru de clor, au făcut soluții la fiecare etaj, fiecare și-a dat, că până la urmă se protejează pe el însuși și pe el alți care nu pot. Adică eu cred că ar trebui, noi nu mai așteptăm să vină primăria sau nu știu cine să vină cu o pompiță din aia, pot să fac și eu treaba asta. Ia măcar o măturică dacă nu ai o pompiță și dă acolo. Dar astea sunt alte chestii care țin iar de educație, cum era și cu zăpada din fața blocului și tot așa alte... Dacă e vorba de curățenie, permiteți-mi să fac o remarcă. Eu și în aceste condiții încă circul pe străzi. Ba, n-am mai verificat lucrările. Ba, n-am vedea dacă poliția locală e pe unde ar trebui să fie în momentele acestea. Și n-am putut să nu observ, deși o mare parte din angajații ecosalului. Să știți că sunt și ei oameni și și-au mai luat concedii, mai stau pe acasă și au mai intrat în recuperări, tocmai pentru a încerca să protejeze. Cu toate astea, eu văd un oraș curat cum nu l-am avut niciodată. Și eu am văzut mulți oameni la ecosal, chiar a zis, cred că m-ai angajat. Pe bune, acum să văd. Deci, prin urmare, încă o dată, nu că aș fi avut așa un dubiu în cine murdărește străzile, dar cu siguranță uitați-vă că dacă am înțelege reguli de bază, de la igienă până la mod de comportare. Păi ai ceva de bun simț. Păi ai un ambalaj. Bun, e posibil. Preț de 50-100 de metri, poate nu găsești. Păi, mi-e greu să cred că nu cred că ai ieșit cu cutia de carton de 1x1 de un metru cub, da?
ai mâncat ce ai avut sau ai cărat și bă, unde, Doamne, iartă, mă mai umblu cu... Vorbim de ambalaje mici. Da, le aruncă în stradă, da? Efectiv. N-ai ce să... Uitați-vă, uitați-vă câte... Asta e soluția. Amenzi. Nu există altceva. E amenzi, da. Că și dăm exemplu mereu, țările civilizate sau, mă rog, da, Germania. Tot așa sau... Păi, iei o amendă în Germania dacă aruncat un chișto de țigare, deci nu mai arunci în viața ta. În fine, foarte pe scurt, ce faceți cu proiectele aflate în derulare? Pentru că am mai văzut... Le derulăm. Dom'le, de ce nu oprim tot? De ce nu luăm bani, să zicem, de la strada siderurgiștilor, da? Să luăm de acolo și să cumpărăm, nu știu, măști. Haideți să răspundem. Măști există, da? Deci, la nivelul consumabililor în spitale... Bine, combinezoane, haideți că așa. De ce nu... Și combinezoane există. Da. Deci există. Acum, încă o dată, viața merge mai departe. Proiecte merg mai departe, da? E foarte ușor să închizi ceva. E mai greu să... Dar firmele cu care lucrați, sau mă rog, care au câștigat licitație pentru, de exemplu, siderurgiștul, care este o lucrare mare, importantă, să vede ce se face acolo, și au mai restrâns activitatea și au trimis oamenii acasă, muncesc, da? Nu, nu, muncim, după cum ați văzut, centrul orașului, mai o bucățică mică de rezolvat și am finalizat într-o totul. E posibil ca cei care n-au mai fost de mult prin centru să aibă niște surprize extrem de plăcute. Se finalizează încet, încet și interioarele de cartier, străzi. Am deschis alte interioare de alte fronturi de lucru. Lucrurile merg înainte. Singura mea îngrijorare momentan e la nivelul bugetului, pentru că avem încasări foarte mici, spre deloc. De la bugetul național vin cote mai mici decât în lunile trecute. Poate cine știe, până la urmă s-au mai regla lucrurile și da, fi bine. Să sperăm. În final aș vrea să adresați un mesaj de Paște gălățenilor, pentru că nu știu când ne mai întâlnim, dar prin intermediul nostru puteți să intrați în casele lor. Să vă rog să priviți spre... Sper că aceste sărbători, care sunt de data aceasta unice prin modul în care se vor desfășura, să îi găsească sănătoși, să aibă parte de sărbători liniștite. De data aceasta am să mă abțin în a spune alături de cei dragi, pentru că această distanțare socială ne va pune în situația ca fiecare să-și facă masa pascală alături de familia restrânsă. Dar cu toate acestea vreau să înțeleagă că nu sunt singuri și că împreună vom reuși să învingem și să trecem peste situația în care ne aflăm. Am convingerea că învierea Domnului va aprinde în sufletul nostru al tuturor nu speranța, ci certitudinea că într-un viitor extrem de apropiat vom reveni încet și sigur la modul nostru de viață așa cum ne-am obișnuit cu el până acum și că, într-adevăr, totul va fi bine. Încă o dată, Paște fericit, sănătate, pentru că în momente de genul acesta pare a fi cea mai bună urare pe care o poți face cuiva și dacă nu va fi să ne mai vedem până, permiteți-mi să le spun de pe acum, Hristos a înviat. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți pe TV Galați.